Statistica spune că 51,9% din populația țării sunt femei și doar 48,1% bărbați. 14% din bărbați consideră că femeile ar trebui să stea acasă. 11% sunt convinși că femeile n-au ce căuta la volanul mașinii. 9%, iată-i frumușei, vor să interzică fustele scurte, iar 7% din bărbați zic că femeile în genere n-au nevoie de drepturi. Dragi femei, atenție! Acești bărbați vor să meargă la vot. Iată-i, s-au pornit să hotărască viitorul copiilor tăi. Nu-i lăsa să decidă de unii singuri. Pe 30 noiembrie, vino la alegeri, votează, decideți viitorul!